au intrat cu, vă spuneam mai devreme, ele au intrat în concurs în funcție de, în ordine inversă a timpilor și punctelor realizate în concursul precedent. De calificări. Din păcate, una dintre ele, prima care trebuia să evolueze în această seară din Statele Unite, sportiva Kendra Stucher, nu a putut să mai ia startul, deoarece a fost descalificată, nu a luat parte la... adică nu a fost prezentă în timp la secțiunea de izolare, acolo unde fetele și așteaptă rândul să intre în concurs. Pe peretele de gheață, Elena Glazunova s-a descurcat mult mai bine decât franțuzaica Elis Mayo. A trecut destul de rapid în suprafața artificială, a ajuns să face asigurările în primele prize de pe suprafața artificială. Nici Ecaterina nu este dintre sportivele cele mai bine pregătite la acest concurs de aici de la Bușteni, dar cu siguranță are multă experiență și am împrumutat mai mult din experiența colegilor din echipa rusă, care este o echipă foarte puternică și care aliniază în această seară chiar dintre pretendentele la podium și chiar la titlul mondial. Acum Ecaterina se descurcă bine, încet, încearcă să-și asigure mișcările și să înainteze încet, dar cât se poate de comod din punct de vedere al consumului de energie. Vedeți că își scutură mâna din ce în ce mai des. Asta nu neapărat pentru că a obosit, dar pentru că vrea să să ajungă cu mâinile odihnite cât mai sus. Sunt convins că încă nu i-au obosit mâna. De fapt, asta se cunoaște la un sportiv atunci când îi obosește mâna, simte nevoia să le schimbe foarte, foarte des și... și de asemenea, cealaltă îi tremură puțin în priză în care își are sprijinul. Ecaterina deja face blocajele destul de bine și cu detentă pentru înaintare, dar nu a fost suficient de bine